ați revenit în Delta Dunării. În acest nou episod ajungem într-unul dintre cele mai emblematice locuri din această regiune a țării. Suntem la Sfântul Gheorghe. După ce Dunărea se împarte în cele trei brațe, Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe, aici găsim un peisaj absolut special unde Dunărea îmbrățișează marea. Pregătiți-vă pentru un nou episod plin de tradiții autentice, peisaje spectaculoase și oameni ospitalieri. Ca de fiecare dată avem și o recomandare de cazare și masă. Așadar, vă invit acasă în Delta Dunării! Plaja din Sfântul Gheorghe reprezintă o bijuterie în inima Deltei Dunării. Această frumoasă plajă se întinde de la vărsarea brațului Sfântul Gheorghe în Marea Neagră și a fost apreciată drept una dintre cele mai spectaculoase plaje sălbatice din întreaga Europa. Această zonă este recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante arii naturale protejate din Europa, datorită biodiversității sale excepționale, peisajelor pitorești și prezența unor specii rare de plante și animale, cum ar fi pelicanul creț, lebăda de iarnă sau ghidra. Plaja din Sfântul Gheorghe se întinde pe o distanță de aproximativ 14 km și este îmbrățișată de un nisip fin și alb și este înconjurată de apele mării. Aici puteți petrece momente de relaxare pe nisipul fin, vă puteți bucura de not în apele Mării Negre sau puteți explora minunatele împrejurimi. Această oază de frumusețe și natură sălbatică oferă o experiență aparte, încântându-vă cu peisaje desprinse parcă din povești și momente de liniște și armonie cu natura. Plaja din Sfântul Gheorghe este destinația perfectă pentru a vă încărca bateriile și a vă conecta cu frumusețea sălbatică a Deltei Dunării și, nu în ultimul rând, de a admira un răsărit absolut superb. Ca să aflăm istoria satului Sfântul Gheorghe, avem nevoie de un ghid și nici nu puteam alege unul mai bun decât pe Edi Axinte, spus Edi Cazacul. Mulțumim tare mult că ne-ați primit la Sfântul Gheorghe și abia așteptăm să aflăm povestea acestui loc minunat. Povestea noastră începe cu foarte, foarte multă vreme în urmă, atunci când viteazul Trac se pare că s-a întâlnit cu Dumnezeu și i-a cerut lui Dumnezeu să treacă la creștinism, iar Dumnezeu a spus că ca să treacă la creștinism trebuie să facă niște fapte bune. Și astfel că viteazul nostru pornește prin lume să facă acele fapte bune, iar în Europa de astăzi, în niște munți, trăia un dragon care teroriza locuitorii din zona respectivă. Se hotărăște să-l omoare, intră în peșteră înarmat doar cu o lance, se luptă cu dragonul, îl rănește, dragonul iese din peșteră, rănit fiind, încearcă să zboare, dar își târăște coada pe pământ și desenează Dunărea. Viteazul ajunge aici, în zona deltei, se luptă, desenează brațele Dunării, iar lovitura fatală este dată acolo unde se varsă Dunărea în mare, unde brațul Sfântul Gheorghe se varsă în mare, dar astăzi localitatea și brațul poartă denumirea de Sfântul Gheorghe, pentru că cavalerul Trac a devenit Sfântul Cavaler Creștin, Sfântul Gheorghe, apărătorul lui Dumnezeu. Localitatea poartă denumirea de Sfântul Gheorghe, brațul poartă denumirea de Sfântul Gheorghe, este cel mai vechi, cel mai năvalnic și cel mai tumultos braț al Dunării. Este brațul de la care s-a format Delta Dunării. Este primul braț al Dunării. Prima atestare documentară a localității este făcută de Genovezul Vesconte, un corăbier care scrie în jurnalul de bord că face schimb de icre și de pește cu locuitorii unui cătun situat la vărsarea brațului San Giorgio în Marea Neagră, Sfântul Gheorghe de astăzi. Suntem în zona de Kerhana, practic aici bărcile de pe mare vin și veneau dintotdeauna și încă mai vin, aduc peștele, nu? Cum se întâmplă toată povestea aici? Noi în localitate am fost întotdeauna
tradițional, activitatea tradițională de bază era pescuit. Am fost pescari, pescari mai ales la mare, pescari la sturion. Astăzi nu mai avem voie să pescuim la sturion, din 2006 s-a interzis pescuitul la sturion, dar pescuitul la mare a mai rămas și atunci mai prindem calcan, mai când chefal, în sfârșit, ce pește putem să prindem, să prindem la mare, inclusiv peștele marin, mărunt, stavridă și așa mai departe, care se prinde cu bărcile astea minunate pe care le... astea mari. Am văzut, e o barcă specială da, pentru mare. Exact, este o barcă specială. Cum se merge? Se merge la rame? Cum e procesul ăsta de pescuit tradițional? Ea se manevrează exclusiv la rame. Deci 6 pescari trag la rame, 3 pe o parte, 3 pe alta și are 2 cărmaci, unul în prova și unul în pupă. Asta e o barcă care se manevrează exclusiv la rame. Astăzi ea este folosită, se trage de către o barcă cu care are motor și la locul de pescuit, acolo sunt lăsați pescarii să o manevreze. Ce cantitate de pește intră într-o barcă atât de mare? Într-o barcă din aceasta încap 5 tone de pește lejer. Inclusiv pescarii care mai au încă 700 de kilograme, 800. Fetițe cu părul de aur și ochii rozate de văr, marinarii cu ochii la ele se îndreaptă spre mare cântări. Suntem marinari ce pe mare hoinărim, ne place viața și știm să o trăim. Iar voi, acei ce marea iubiți, la Sfântul Gheorghe veniți. Suntem marinari și pe mare voi mărim, ne place viața și știm să o trăim. Iar voi, acei ce marea iubiți, la Sfântul Gheorghe veniți. La Sfântul Gheorghe spuneți-mi ce reprezintă acest port pe care l-aveți, pentru că este spectaculos, și câteva detalii despre portul tradițional al cazacilor și poate și alte informații interesante pe care oamenii ar trebui să le afle. Eu am fizionomia unui cazac din secolul XVIII. Numai anumiți cazaci aveau voie să poarte părul așa cum îl port eu. Deci moțul ăsta din creștetul capului se numește hohol. Snop, tradus literar, și cazacii purtau cam așa. Înțelegeți? Pe partea stângă, întotdeauna pe partea stângă, pentru că cazacii considerau că pe umărul stâng se așează draci. Și atunci dădeau cu părul și gâneau draci. Pe partea dreaptă se așezau îngerii și ăștia dădeau sfaturi bune și nu trebuiau deranjați. Să știți că nu toți cazacii aveau voie să poarte moțul de păr din creștin pe capul ăia așa. Cazacul care avea voie să poarte moțul de păr trebuia să participe la 3 încercări în toată viața lui: un război terestru, o luptă navală și să salveze un prieten de la moarte. Și numai acela avea voie să poarte părul așa. Ăsta era un semn de vitejie. Era o recunoaștere. Era o recunoaștere, exact. La fel ca și cerceii, de altfel, pentru că cazacul care purta cercel numai în urechea dreaptă, se știa despre el că este singurul fiu din familie. Cazacul care purta cercel numai în urechea stângă, se știa despre el că este ultimul fiu din familie, iar cazacul care purta cercei în ambele urechi, se știa despre el că este ultimul din neamul lui. Cazacii erau o frăție, iar cazacii cu cercei erau întotdeauna protejați de ceilalți. Ținuta mea este una de ceremonie, ca să spun așa. Șalvarii, nelipsiți șalvari, pe care îi purtau orice cazac. Erau buni la călărie, erau buni la toate chestiile. Brăul, poiasu, noi așa îi spunem. Cămașa tradițională, este rubașca. Și ăsta e un caftan. Semn al originii nobile, ca să spun așa, al celui care purta. Thank you.
puteam să încheiem turul în Sfântul Gheorghe fără să degustăm cel mai prețios și valoros produs aici, în Sfântul Gheorghe, și anume caviarul. Spune-ne tu mai multe, te rog. Astăzi îl mâncăm puțin mai elevat, pe o bucățică de pâine, prăjită de obicei. Punem puțin unt ca să-i dăm o oarecare aromă, să potențăm aromele, știți? După care punem undeva la 5 grame de caviar. Asta îngheață și este puțin mai rece, știți? Este aur în cutiuță, să-i spunem așa. Arată... Trebuie să... Când ai să-l guști, boabele trebuie să se ducă pe cerul gurii. Să simți niște arome puțin sărate, sălcie așa. Hai să vezi, o chestie foarte interesantă. Dacă zici că e prima dată când guști. Da. Bun, să încercăm caviar, spun. Deci, stați așa. Deci direct ai senzația că ești la mare. Da. Și că briza mării te lovește și în egală măsură au o textură foarte, foarte fină și da, plăcută. Exact așa, fină și plăcută, da. Da. Sunt foarte puțin sărate, sunt... Exact. Și ele se mănâncă natur, practic. Nu sunt pregătite, nu se bat ca icrele de știucă sau de crap. Nu. Ele se scot din sturion, se bagă niște saramură, după care se servesc. Foarte bune. Foarte bune. După ce am degustat caviarul, care a fost incredibil ca și gust și a fost o experiență în sine degustarea lui, închinăm și încheiem ziua la Sfântul Gheorghe cu o degustare de vinuri dobrogene. Te rog! Eu, pentru că sunt istoric, am ales niște vinuri istorice, ca să spun așa, să folosesc niște cuvinte mai sofisticate. Hamangia, pentru că gânditorul de la Hamangia, și Ataman, pentru că Ataman este conducătorul cazace. Am ales trei sortimente de vin, un roze, rozeul trebuie să îți amintească de primăvară când bei, deci flori, nebunie, mirosul frumos, asta înseamnă roze. Albul este melancolie, dragoste, gânduri de astea așa, de căsătorie, iar roșu este un vin care te aduce cu picioarele pe pământ, te aduce acasă, ca să spun așa. Bun, deci o să le degustăm fix în ordinea exact, în care ne-ai exact prezentat. Ne bucurăm extraordinar de mult că am ajuns la Sfântul Gheorghe, în poate cel mai frumos resort din toată Delta Dunării. Vă mulțumim tare mult că ne-ați primit și ne-ați deschis ușa către acest loc de poveste și ne bucurăm să fim aici și să aflăm tot ce are acest loc de oferit. Noi ne bucurăm și vă mulțumim pentru vizită, bucuroși de oaspeți, cum se spune la noi. Și abia aștept să începem, să spunem, experiența minunată în cel mai frumos loc din România, Sfântul Gheorghe, Delta Dunării. Spuneți-ne pentru început, până o să mergem așa, să descoperim la pas, pentru că am văzut că există foarte multe locuri spectaculoase aici, spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră și de ce ați ales acest loc să vă fie casă, să spunem așa. Îmi este casă, mă simt ca acasă, exact din primul moment când am ajuns aici, la expresia pe care am auzit-o spusă, îți place sau nu-ți place, aici mi-a plăcut, cred că locul m-a ales pe mine.
Sunt un om pasionat de industria hospitalității, cum se spune. Lucrez în hotelărie dintotdeauna. Este profesia mea. Poate fi și a doua casă, aș putea spune, având în vedere că lucrez în hoteluri dintotdeauna, pot să spun că sunt locurile în care mă simt ca acasă peste tot. Abia așteptăm să ne arătați, o să fiți ghidul nostru astăzi prin toate aceste locuri minunate. Cu mare drag. Și am admirat încă din momentul în care am coborât că atenția la detalii aici este foarte importantă și o să vă spun primul lucru care m-a impresionat. Știu că le puneți oaspeților la dispoziție transferul de la Murighiol către resort și înapoi. Vă spun sincer că lucru pe care eu nu l-am mai văzut în altă parte a fost faptul că ni s-au preluat bagajele, s-au etichetat ca la aeroport, iar bagajele ulterior ne-au așteptat la cameră și mi se pare un detaliu atât de important, pentru că odată ce ajungi aici, nu mai stai să ai grija bagajelor, să le cari, totul este gândit pas cu pas și până în cel mai mic detaliu și vă felicit pentru toată munca pe care o depuneți ca și echipă. Îmi dau seama că nu este ușor să ai grijă de un loc atât de vast și atât de frumos și de atenția aceasta la detalii pe care aveți. Trebuia să menționez pentru că pe mine personal m-a impresionat extraordinar de tare și m-am simțit foarte răsfățată, să spun așa, că n-a trebuit să mai car. Ne bucurăm. Încercăm să ne ridicăm la înălțimea frumuseții acestui loc și da, într-adevăr, este grija pentru oamenii care ne trec pragul, oaspeții minunați care ne trec pragul, să nu se preocupe sau să se ocupe de nimic, să preluăm aceste lucruri pentru a se bucura încă de la începutul călătoriei, de la urcatul pe barcă, să se bucure de frumusețea acestei splendori. Minunat! Abia aștept să descoperim tot ce are acest loc, așa că avem ceva de parcurs. Avem ceva de parcurs. Cum spuneam, ne aflăm în prima zona resortului, care se numește Lebăda Pelicanul. Avem pe partea stângă prima vilă, în spate avem recepția, iar în partea stângă, chiar în dreptul nostru, avem restaurantul care deservește pentru diverse tipuri de întâlniri. Are o capacitate de 60 de persoane, plus terasa, cu vedere splendidă către canal, către Dunăre, după câte bine ați văzut. Pe partea dreaptă avem sala de cinema, se numește așa pentru că avem un cinema în indoor, unul dintre puținele, chiar singurul hotel din România, resort din România, care are un cinematograf indoor. Înțelegem că resortul este împărțit în mai multe zone. Acum suntem în ce zonă? Zona Stârcul Alb este o zonă în întregime de viluțe, vile, care cuprind toate tipurile de camere pe care le avem. Sunt construite în jurul unui lac. Accesul se face pe acest ponton sau se poate face prin apropierea primei zone, respectiv zona Lebăda Pelican. Cea de-a treia zonă, zona Egreta, sau Adults Only, unde avem un jacuzzi, un bar în aer liber, un foișor, chiar direct pe lac,
plus un restaurant care poate funcționa de sine stătător, o sală de gym, după care cele două viluțe pentru această zonă. Ne aflăm în zona campingului, care, cum spuneam, este la îndemâna oaspeților noștri pentru tot sezonul. În zona de camping avem pe lângă căsuțele de cazare și o zonă de campare corturi, plus facilități unde oaspeții noștri să-și petreacă timpul liber, și anume zona de restaurant, zona de terasă, zona de grătar. Bineînțeles, în spatele nostru avem cinematograful în aer liber, unde în fiecare seară difuzăm filme. În spatele nostru avem zona de bar, iar în față zona de discotecă, în care regăsim zona barului, plus zona de jocuri și entertainment pentru oaspeții noștri. Și iată că am ajuns la finalul episodului nostru de aici, din pitorescul sat Sfântul Gheorghe. Ne-am bucurat de cele mai frumoase priveliști de aici, de unde Dunărea sărută marea, am avut parte de tradiții autentice, de oameni ospitalieri și de gazde minunate. Dacă doriți să revedeți episoadele noastre, vă invităm să urmăriți site-ul nostru www.acasaindeltadunarii.ro. Nu uitați că ne vedem în fiecare sâmbătă de la 10:30 acasă în Delta Dunării, doar pe Digi24. O emisiune oferită de